Pe stadionul Republicii din Capitală a avut loc duminică 3 iulie, finala Cupei Republicii Populare Române la fotbal, ediția 1960, între echipele bucureștene Progresul și Dinamo Obor. Câteva faze din acest meci. Jucătorii echipei Progresul București, în costume albe, favoriți ai întâlnirii, își organizează mai bine jocul și în minutul 10 al primei reprize, Wider reușește să treacă prin apărarea echipei dinamoviste și înscrie gol! Din acest moment, partida capătă o desfășurare forțată, jucătorii de la Progresul fiind foarte prudenți, împiedică acțiunile tinerei echipe Dinamo Obor. Mingea este purtată dintr-o parte în alta a terenului. În minutul 34, Soare înscrie al doilea gol al partidei, 2-0 pentru Progresul. În continuare, meciul nu a mai oferit faze de joc corespunzătoare, partida prin aportul ambelor echipe, nedesfășurându-se la nivelul dorit de cei peste 40.000 de spectatori prezenți în tribune. Echipa Progresul București a câștigat Cupa Republicii Populare Române la fotbal pe anul 1960.